corpul lui. Mintea lui a pus stăpânire pe trolebus. Nu pot să vă redau tonalitatea, nu pot să vă redau situația, dar era cu fior de descoperire, cum să vă spun, cu fior de intuiție relevantă. Revelantă, nu relevantă. Revelantă. Pentru mine relevantă. Asta e un moment. Ăsta cu Bera Gambrinus e legat, ne ajutează cuțitul la os. Adică nu câștigam și noi un ban din nimic. Am zis, măi, ar trebui să punem din tot ce știm noi din știința complexității, din tehnologie, măcar venise Florin din Statele Unite, au să se sponsorizare. Hai să facem o firmă. Și s-au pus bazele unei firme și eram noi la prima încercare de ofertare. Aveam produs ce să vinde și chiar comerciant, adică vindeam ceva de nationalism. Dar împreună cu Florin scriam oferta. Cu toate regulile de la scris o ofertă. Făceam marketing. Și simțea că nu e de noi. Nu suntem făcuți noi pentru asta. Strângeam din dinți ca să facem totuși chestia asta. După un timp așa, facem o pauză și Florin își ia liber de la ofertă, mai face ceva aparent banal. Și spune cu să țin minte un pic de ton de durere în ceea ce a spus. Ia, la pauză, eu aveam o sticlă de bere Gambrinus, golită deja. O ia, era și Cornelia, ia sticla de bere și spune, măi, dacă ați ști cum să întreb materia din sticla asta, cum să întreb materia din sticla asta, ar răspunde inclusiv, n-aș mai avea nevoie nici de scule, nici de instrumentele astea pe care încercăm noi să vedem, de nimic. Era și, dar nu era cu durerea că scrie ofertă. Era iar o chestie instantanee. Dacă aș ști cum să întreb materia. De ce nu știu? Nu știu cum să întreb. Nu știu un anumit lucru, un ceva care e scris undeva și... Astea sunt două momente pe care le amintesc foarte tare și care au legătură cu ce voi prezenta în continuare. Ce aveam în comun amândoi? Era o carte foarte criticată de mulți, foarte comentată de alții, care remarcase. În moduri diferite, dar remarcase. Pe mine mă marcase în sensul că mă dădeam deștept prin clasa 11, așa, prin casă cu taică, nu foarte tare, și nu prea mai ajungeai la nas. Și a venit tata într-o zi și m-a aruncat cartea asta pe masă și mi-a zis, citește mă pasta la ghești deștept. Și am luat-o. am descoperit că amândoi fusese remarcați de cartea asta. E vorba de profuzime lumii materiale a lui Petre Gănescu, strămoșul ortofizicii, prima din toată seria lui. Acum, fiecare dintre noi are o perspectivă de lectură. Sunt de puțin postmodernici la chestia asta. Fiecare și-a descifrează hermeneutica, așa cum intră. Pentru mine, cartea asta m-a spus așa că suntem dintr-un și într-un. Nu pentru că sau pentru a. Româna are diferența asta fundamentală între dintr-un și din cauză că. Da? Iar un lucru mai util, epistemologic,
să zicem așa, e propunerea lui Mihai Drăgănescu de abordare structurală fenomenologică. El spune că nu poți să ai o cunoaștere de plină fără a apela la intuiția dată de simțul omutric. Simți într-o deschidere. Eu am încercat să aduc cuvintele poetice prin care omul are acces la realitatea profundă, pentru care firea, deci firea în sensul de natura cu toate ființele sale, este plămădită și într-o care scrie istorie. Deci n-am cum să fiu pur și simplu om de știință, să verific totul numai prin experiențe, prin experimente, fără să am o minimă experiențiere fenomenologică, în care operez așa numită reducție fenomenologică, metoda prima dată inventată de către Husserl și după aia relaxată mult de către Heidegger și ceilalți fenomenologi, în care îmi pun toate prejudecățile exterioare între paranteze și încerc să trăiesc experiența intuiției directe a acelui lucru. Pentru că noțiuni ca a fi, a ști, a voi, a putea, ca să le iau pe cele foarte legate de întreprindere, de a face, nu ai cum să le înțelegi prin numai prin experiment. A ști că pot, ce experiment pot să fac? Ce? A ști că pot cu adevărat în acum? Numai printr-o introspecție, printr-o la fel de riguros făcută, printr-o o meditație în interior mine. Deci asta a fost unul din lucrurile comune care ne-a stabilizat colaborarea. Și acum fac un salt mare peste timp. E vorba de o carte a lui Mario Bunghe, de data asta Aron. Aron e un tip care aduce cărți bune. Nu știu cum face, cum le găsește și la momente potrivite. Eu lucrez foarte mult, știe și ce mă frământă și pe unde mai exagerez și pe unde... Și din când în când îmi strecoară câte o carte așa și cu zâmbet în colțul gurii. E vorba de o carte de filozofia al Mario Bunghe, un tip, să vă spun câteva cuvinte despre el. E un tip foarte interesant, e un fizician care acum predă și cred că mai predă, sau mai predă 97-98 de ani. 92 l-am întâlnit la Montreal. Da. Și am avut o discuție două discuții foarte interesante. Care a predat, în orice caz, spre sfârșitul carierei și filozofia fizicii. Dar omul ăsta ce a făcut? Nu pricepea de la profesorul de filozofie, de nicio culoare, filozofia în liceu. Nu putea să înțeleagă ce scrie în cărțile de filozofie, nici să îl tai. Și a luat să citească, să meargă la surse și să-i citească pe toți, pas cu pas, din liceu până spre bătrânețe. Să facă, să compare și să spună simplu și comparat lucrurile. Ca el să aleagă care e doctrina la care aderă. Că e multă gheoceavă în domeniul ăsta. Și el ca fizician, puțin fizicalist, așa, s-a dus către realism. Adică dușmanul de moarte al fenomenologiei. Și definește opțiunea asta ca fiind hilorealism. Și titlul cărții, vedeți, hărțuirea realității. Ce-i singurile? E luptător. Pentru că un occident, fenomenologii
de tip Heidegger și ulterior, a făcut la mare mod în Occident. Și realiștii au fost puțin puși la colț, mai ales că era foarte ușor să le pui și eticheta de marxism. Era la îndemână și treaba asta. Dar e foarte cinstit omul nostru. Pentru că după ce le trage, să spunem așa, fenomenologilor pe multe, multe, multe aspecte și afirmații, la final arată, uite, cu realism, din perspectiva asta realistă, pot să rezolv ontologia, să rezolv aia, să rezolv aia, să rezolv etica, acolo invocând un anumit bun simț. Am o limită însă, pe care o recunosc, nu pot să aplic realismul și numai realismul la domeniul esteticii și la domeniul politicii. Acolo, na, e o limită. De care am nevoie și de frumos și de politic, că am văzut conform definiției, am nevoie. Deci e nevoie și de cunoașterea perspectivei și lucrul din perspectiva fenomenologică. Problema e că nu pot să fac în același timp. Nu pot să fiu cu mintea și realist și fenomenolog în același timp. Revenind la Drăgănescu... Da. Revenind la Drăgănescu, experimentul filozofic pe care îl propune el, dar nu propune așa ca să se facă una, pe care l-a făcut și poți să citești și să-l faci și tu acasă, în exercițiul de meditație. Începe cu peisaj, cu oi, cu ceva, cu atenție în afară, deci pe realitatea asta, dar aia se șterge, se șterge, se șterge încet pentru a te deschide fenomenologică, realitatea din mult, nu poți să... E o limită. E o capacitate limită a minții omenești de a-și concentra atenția. Și de ce? Pentru că așa cum o să vedem la altcineva, mai departe, fixarea atenției și menținerea atenției e o chestiune energofagă. Nu poți să stai chipit cu atenția asupra ceva, fără să îți scurgă puțină transpirație. Deci o problemă de dualism. De complementaritate. O lege a complementarității gândirii filozofice pe care o propune. Mie mi s-a părut... Este altă lucrare care m-a marcat și are importanță în ce dezvolt. La fel, tot Mario Bunge spune o chestie care ar putea să intre aparent în contradicție cu Drăgănescu. Nevoia de știință începe de acolo, de unde intuiția nu mai face față sau pietrifică prejudecăți. Da, dar el nu vorbește despre intuiție în sensul ăsta de intro-deschidere, de acces. Deci, cam ce spune Drăgănescu câteva cuvinte? Există o realitate profundă a lumii, fenomenologică. Să-i spunem, o lume din lăuntrică față de toate celelalte lumi care stau pe ea. Care se bazează pe ea. Care are două materii, dar las materii între ghilimele, nu în sensul de materie. Una e numatia, cealaltă e informateria. Lumea aia nu are decât, nu are spațiu, nu are dimensiune, e afara spațiului și timpului vivit, are numai un rudiment de timp. O singură proprietate din timp se găsește acolo, instantaneitatea aceasta. Omul are acces la această mental, la această lume, în momente de instantaneitate. Intuițiile în contact cu această lume sunt de genul cel folosit în legătură cu Florin. Brusc, instantaneu, venit ca de nicăieri. E un prilej exterior. Aia e cumva proba, pentru că cealaltă intuiție, care e o intuiție dată de experiență, unde poți extrapola
dinamica unui eveniment și să intrești cam pe unde ar ajunge, e altceva. Bunghe se referă mai degrabă la tipul ăsta de fricție decât la cel fenomenologic. E o capcană mereu în cuvinte. Deci, asta atrage atenția Mario Bunghe, dar mie îmi place pentru că arată, ne învață implicit un tip de rigoare și de grijă pe care ar trebui să-l dobândim atunci când gândim probleme care sunt mai departe de științele, așa zise, exacte sau în care e bine să mă uit și la partea complementară, dacă vreau să înțeleg, până la urmă, lumea întregului ei. Asta e mereu ca să le buzurile și care v-am spus, el zice că estetica e locul unde nu-i mai ține. M-am uitat să văd dacă undeva în istoria artei găsesc pe cineva care să spună complementară într-un fel, fără să-l contrazică pe Mario Bunghe, estetic. Ei bine, aceasta e o lucrare celebră al lui Marcel Duchamp, Fântână. În 1917, erau ăștia avantgardiști foarte, foarte activi și propuneau concepte mult mai profunde decât în general, nu aș generaliza, crede lumea. În Picasso, de care desenează un cap cu ochi, nas, gură puse peste tot și spune, oricum mai pune gura, nasul, urechea, tot un cap este. El invocă termenul de invariant. Simte conceptul de invariant, care avea după epoca aia,